diagnostica domniei sale, nu cred că avem viziuni divergente și nu bănesc că toți cei care înțeleg ce se întâmplă în Republica Moldova, de ce am ajuns în faza respectivă, nu vor avea analize foarte diferite. Dar este adevărat că avem anumite diferențe la soluțiile și formulele pe care trebuie să le aplicăm pentru a ieși din criza respectivă, criză profundă. Știți foarte bine că pe parcursul acestei crize, de când au început discuțiile, din păcate vă spuneam, n-am avut niciodată negocieri serioase, din păcate nu am ajuns să ne mergem să avansăm pe o formulă logică de creare în timpul unei majorități care s-ar angaja pe anumite obiective, priorități, soluții și așa mai departe, care ar desemna un candidat. Dar am spus-o mereu că, din păcate, nu cred cum un guvern tehnocrat și neafiliat ar putea veni cu soluții nu doar pentru instituțiile subordonate guvernului. Nu acolo e cea mai mare problemă, ci ar putea veni pe soluții pentru guvernare pe ansamblu, pentru instituții cum ar fi regulatorii, cum ar fi reforma justiției.